Și sper eu că sunt deja pregătiți pentru evaluare. Este vorba de ansamblul de bărbați din satul Rogoșeni, care ne vor cânta două lucrări muzicale. Este vorba de Lăcrămioara în primăvară și Cântă cu coșei. Puțin mai îngăduim până urcă dânsii în scenă. Așadar, bărbații din satul Rogoșeni, în aplauzele dumneavoastră. No.
Deci ei n-au cântat bărbații, doar Rogojen, pentru cele mai frumoase doamne din Șodenești. La mulți ani să fiți sănătoase, doamnele noastre! Mulți ani! Așa să fie, mulțumim mult! Le mulțumim bărbaților obrazi de la Rogojen și vă rog încă o dată aplaudați-i. Mulțumim! Dragi prieteni, chipul mamei a fost redat și este redat, nu doar prin cântece și imagini de pictură sau sculptură, dar și prin poezii deosebite, prin poezii emoționante. De aceea vreau să invit în fața domniilor voastre Macovei Alin, care ne va recita poezia Șase pui și o biată mamă, după care va urma un duet. Dar vă spun nițel mai târziu despre ce este vorba. Așadar, Alin, poftim! Mai de mult, o rântunică avea în cuibul șase pui și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zori pornea săgeată căutând pe deal, pe văi, hrana pentru puii săi. Și-n iubirea-i nu odată s-a culcat ea nemâncată, dar destul de fericită că-și nu s-a întâmplat nici când. Dintre pui s-a doarmă unul ars de sete sau flămând. Nici n-a fost mai mândră mama decât ea între lunici, când văzut într-o zi că puii se făcuseră voinici. Și n-a mai avut odihnă mama nici cât a clipit sub soare, până când pe fiecare pui nu l-a învățat să zboare. Și când toți puteau să plece, încotro voiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cui bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă ochii fiecui, zise celor șase pui: dragi mami, eu de-aseară simt în inima un cui, aripile rău mă dor și nici vorbă să mă zbor. Dumnezeu mi-a dat putere, oricât am avut nevoie, să găsesc întotdeauna hrana bună pentru voi. Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mei, cum se cuvine, mar cum v-a făcut măicuța, să îngrijiți și voi de mine. Ascultând cuvântul mamei și ca nimeni dintre puii să nu simtă că ne rog, fiecare să-mi aduce zilnic numai câte un bob. Ale voastre șase boabe milostive mă vor ține până când o să vrea cerul să mă facă iarăși bine. Ascultând cuvântul mamei, au spurat cei șase pui și-au adus vreo șase zile fiecare bobului. Mai departe însă puii, beți de-a slăbilor înalți, fiecare avea nădejdea că aduce celălalt, n-a mai adus niciunul bobul. Și uitat-a mucenică, a murit atunci de foame cea mai bună rândunică. Și-a rămas apoi povestea tristă, nepăcat în seamă. Ori și cui stau să spui că o mamă își hăneste șase, opt sau zece pui, însă zece pui adesea toți nu pot hrăni o mamă.
Mulțumim mult, mulțumim lui Alin Macovei de la Șestaci, care ne-a recitat o poezie frumoasă. Și tot de la Șestaci sunt cei care vin în fața dumneavoastră. Este vorba de duetul Pârău Gheorghe și Oprea de Timp din satul Șestaci, membri ansamblului folcloric Bondița, cu cântecul Am cea mai frumoasă mamă. Să-și lege reframa.
cer albastru fără nori, în calea voastră să fie. Să aveți în viață numai flori, succes și bucurie. La mulți ani! Mulțumim! Lumina și căldura soarelui, suflul proaspăt al primăverii, se simte pretutindeni. Deci, primăvara a intrat în toate drepturile ei și e stăpână peste noi, peste sufletele noastre. Cu această ocazie, membrii ansamblului de dans popular Moștenitorii de la Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șodănești urează tuturor femeilor, mamelor, surorilor, iubitelor, domnișoarelor, calde fericitări, sincere urări de bine și fie ca în sufletele dumneavoastră să sfășuiască numai primăvara, lumina sacră, pacea, dragostea și tot ce-i frumos și sfânt să vă aparține deopotrivă. Moștenitorii au pregătit pentru dumneavoastră două dansuri populare. Este vorba de un ostrofăț și al doilea dans, arcanul.
Care vine în scenă să ne bucure cu melodiile sale. Este vorba la fel de un colectiv care face parte din acest local care suntem aici, acest locaș extraordinar de frumos, luminos, Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești. Așadar, sper eu că
cu un zâmbet motivat, vă vor provoca cântecele sau programul care urmează a fi prezentat de ansamblul folcloric Lozioara de la Căminul de Cultură George Coșbuc, după cum am spus anterior, din orașul Șoldănești. Deci, da, aplaudați, de ce nu? Astăzi este doar o parte din acest colectiv, reprezentanții celor mai frumoși bărbați din acest anturaj. Așadar, deși ne-au pregătit un potpuri în care sunt incluse următoarele melodii. Luminiță, lampă mică, frumoasă vicina noastră, Bată-l Dumnezeu salvată și Cu nevasta nefrumoasă.
Să nu uităm să facem urări de 8 martie, dacă vrem să avem un trai mai bun alături de femeia de lângă noi. Fie că e mamă, iubită, soție, ori colegă de birou. O floare și o felicitare de ziua femeii aduc zâmbetul de buze. În scenă, ansamblul de bărbați, Comara din satul Salcia, conducător Iuri Malacinski, Câte fete-s răsărite și haie de lume. Bye.
Pe multe drumuri ne poartă viața, dar toate vin spre unul singur, drumul spre casa părintească. Resipiți prin lumea mare ca niște păsări călătoare, totuși ne întoarcem la cuibul casei părintești. Acolo unde ne-am născut și unde am copilărit. În scenă, ansamblul de bărbați, cembrișor din satul Mihulen, cu melodiile fetele, da, fetele, câte fete sunt răsărite și hai, iară, iară, iară. Thank you.
E o floare de dor. E un amor frumos de seară. Fiți fermecător. E dați iubire, ne dați viață. Vă mulțumim că existați. Stimatele noastre femei, mame, doamne, domnișoare, bunicuțe și domnițe, să le fiți sănătoase, tinere, frumoase, zâmbitoare și gingașe ca florile de primăvară. Să fiți iubite, prețuite și stimate de noi, bărbații, la mulți ani! Așa să fie, mulțumim! Pentru că zâmbetul unei femei este echivalentul a tot ce mai frumos pe acest pământ, invităm pe scenă ansamblul de bărbați Miorița din satul Șestaci, conducător Mihai Simionică. Dânșii au inclus în repertoriul lor cântecele Faider de Trei Sulcele, Măi Bădiță Nicolae și Cântec Mamei.
Iubiți femeia! Iubiți femeia care știe să vă privească cu căldură, în ochii ei care nu vezi minciună, egoism și ură. Iubiți femeia ca și pâinea, ca și floarele de tei, priviți adânc și veți vedea o lume întreagă în ochii ei. Iubiți femeia și atunci când a uitat să se vopsească, o fi uitat de ruj, rimel, dar n-a uitat să vă iubească. Iubiți femeia și atunci când vă încălzește pieptul ei, căci, dragi bărbați, după cum o știți, femeile rămân femei. Să le mulțumim, aplaudați-i mai activ, mulțumim. Cântecul popular este considerat ca fiind una din cele mai mari comori ale neamului. De acest lucru sunt convinși și membrii ansamblului de bărbați Noroc din satul Parcan, care au pregătit pentru ziua de astăzi cântecele Are mama două fete și Am cea mai frumoasă mamă.
Mulțumim! Căldura din inimile noastre presară flori de busuioc pe ochii senine ai mamei. Chipul ei luminos și divin ne însoțește mereu și pretutindeni ca o icoană luată din casa părintească. Glasul ei, ca un cântec de privighetoare, în diminețele cu iarbă înnecată în rouă. Inimioara mea, acesta este un cântec deosebit, frumos, interpretat de Caza Gheorghe din satul Oleșcan, pe care îl și invit în fața domniilor voastre. Superbă de duminică, Cătălin Rusu a hotărât ca astăzi, în această zi frumoasă de duminică, să recite o poezie care se numește Duminica. Așadar, Cătălin Rusu din satul Șipca. La albele căsuri
căsuță curată ca nou, eu aștept să vină duminica din nou. Iar tu, măicuță dragă, spinarea sus de doi și să mai stai acasă cu tine și cu noi. Să te așez în prag și lumea să te întrebi, Elin, noi odihnim, oleac, oleacă, mulțumim. O cană tu cu apă, să-mi spui că să-ți aduc, și... iar eu până la fântână cu cofa să mă duc. Să nim cofița plină, să-l câm într-un cârlic și să mă bucur tare că pot să o ridic. Mulțumim lui Cătălina Rusu și continuă programul celor de la Șipca, dar încheie programul nostru de astăzi. Acordeoniștii din satul Șipca, Rotar Daniel și Ceborciu Sebastian, urându-vă la mulți ani să aveți întotdeauna un surâs pentru fiecare moment dificil, o mângâiere pentru cei dragi și puterea de a duce la îndeplinire misiunile pe care viața vi le-a hărăzit. Atent, încetişor, pregătim microfoanele ca acești bravi bărbați de la Șipca să ne impresioneze cu niște cântece frumoase. Pentru început, băieții în duet vor interpreta un vals, iar spre final va fi o horă interpretată de Rotar Daniel. Așadar, bărbații de la Șipca, în aplauzele dumneavoastră. Thank you.
Mulțumim! Stimat juriu, aceștia au fost concurenții de astăzi, însă noi nu punem punct aici, ci punem cu virguliță, fiindcă împreună cu toți dumneavoastră rămânem în compania muzicii, așteptând rezultatele pentru ziua de astăzi. Stimați participanți la acest frumos eveniment, iată că a venit și timpul când trebuie să culegem roadele muncii noastre de astăzi și nu numai de astăzi, muncii dumneavoastră enorme care ați depus-o pentru a vă pregăti către acest frumos festival. Eu mă bucur că ne-a reușit și astăzi, mă bucur că acest festival are continuitate, eu sper că pentru viitor ne vom pregăti în așa fel încât acest festival să dăinuie în timp, acest festival să-l îmbunătățim, de ce nu, și să avem mai multe colective în scenă, dar și mai mulți spectatori în sală. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru buna pregătire către eveniment, fiindcă discutând cu membrii juriului, noi am făcut concluzia că s-a depus muncă enormă, dar și s-a ținut cont de acele obiecții pe care membrii juriului le-au avut anul trecut la festivalul ediției anului 2018. De aceea vă mulțumim mult încă o dată tuturor, vă mulțumim pentru prestația scenică care astăzi ați avut-o, vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați depus, pentru munca enormă, dar puțin plătită. Eu sper că fiecare dintre cei care au participat astăzi în cadrul colectivelor de artiști amatori fac acest lucru gratuit. Îl fac din mare plăcere pentru cultura noastră tradițională. Eu aș vrea ca și membrii juriului care au fost alături de mine să spună și dânsele, fiindcă sunt specialiști în domeniu și doamna Sorina Ciobanu și doamna Sorina Cernei, sunt specialiști în domeniu și eu cred că au ce să spună la acest final de festival. Stimați participanți și drag public, noi, comparând anul trecut și anul acesta, am văzut că chiar și dacă unii au fost supărați un pic pe critică, schimbări au fost, schimbări ascendente. În detalii, cred că nu o să ne adâncim pentru că timpul e târziu, dar vreau să vă zic că e important când merge spre bine, nu în jos, dar în urcare. Asta s-a observat, după cum am menționat premiile, cum v-am apreciat, dar încă o obiecție, vă rog să țineți, să aveți în vedere pe viitor, totuși dacă cântați muzică populară să fie costumul popular și dacă cântați muzică ușoară să fie respectiv vestimentația potrivită, adecvată. De asemenea, mă alătur tuturor cuvintelor de felicitare în adresa dumneavoastră astăzi. V-ați prezentat toți bine, se simte o ascendență în prezența scenică, în tot ce faceți și vreau să fac și o mică obiecție referitor culturii scenice. Să nu exagerăm cu cultura scenică, cu mișcările sau ceva de genul ăsta. În rest a fost bine și mă bucur de asemenea că toate obiecțiile dure care au fost făcute ceva mai devreme, anul trecut, au fost de bun augur. La mulți ani și să creștem, să creștem și iar să creștem! Vedeți dacă a fost un juriu exclusiv din doamne? Până la urmă au venit și obiecții pe potrivă și eu de asemenea mă bucur că obiecțiile care le-am expus anul trecut
au făcut în așa fel ca în acest an colectivele să fie mai bine pregătite, să avem mai multe colective, dar și prestația scenică să fie una cu mult mai bună. Ați fost toți extraordinari. Vă mulțumim! În conformitate cu regulamentul de organizare și desfășurare a festivalului în scenă doar bărbații, aprobat de președintele Raionului, vreau să menționez că a fost aprobat și un deviz de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea acestui festival și fiecare dintre dumneavoastră, în ordinea citită, veți primi alături de diploma de participare sau diploma de gradul respectiv, veți primi și un premiu bănesc. Acestea fiind spuse, vreau să remarc că la capitolul premii pentru colective de bărbați care promovează muzica populară, pe locul 3 s-au situat colectivele Miorița din satul Șestaci, colectivul Vatra Dorului din satul Cotiujenii Mari și colectivul Stejarii din satul Dobrușa. Deci vă invităm să ridicați premiile și diplomele dumneavoastră. Colectivul Miorița din Șestaci. Și Vatra Dorului din Cotiujenii Mari. Pe locul 2 s-au situat colectivele din satul Salcea și Glingeni. Vocal Rapsozii din Glingeni, ansamblu vocal Comoara din satul Salcea. Și pe locul întâi, colectivul cu titlul model Lozioara din orașul Șoldănești. Sunt premiile pentru colectivele de bărbați care promovează muzica ușoară. Astfel, pe locul 3 s-a situat, în opinia juriului, colectivul Bondița din satul Șestaci. Din satul Rogojeni.
colectivele de dansatori. Diploma de gradul 2 se acordă ansamblului de dans popular Vatra, din Cămilul de Cultură George Coșbuc, orașul Șoldănești. Diploma de gradul 1 colectivului de dansatori moșteritorii de la Cămilul de Cultură George Coșbuc, orașul Șoldănești. Festivalului nostru este și compartimentul participanților sau colectivelor de instrumentiști. Astfel, diploma de gradul 2 se învrednicește duetul de acordeoniști Rotar Daniel și Ceburciu Sebastian. Copiii să vină în coace. Însoțite de premii de participare. Se acordă ansamblului de bărbați ai colectivului Tezaur din satul Vadul Orașcov și ansamblului de bărbați Cimbrișor din satul Miculeni. Vă rog!
profesorii și onorată asistență de diplomă de gradul 3 se îmbrățișește Teni Dumitru din satul Chipeșca. Să-i mulțumesc moderatorului nostru de astăzi, Sergiu Socolean, să-i dorim succese și să-i mulțumim pentru prestația care a avut-o astăzi în fața noastră. Mulțumim. Și acum a sosit momentul să anunțăm cine sunt deținătorii premiului mare al Festivalului în Scenă Doar Bărbații, ediția anului 2019. Astfel, de premiu mare se învrednicesc două colective. Este vorba de Orchestra de Muzică Populară Trandafirii, de la Căminul de Cultură George Coșbuc din Șoldăne, și Orchestra de Fanfară Dumbrava a Consiliului Raional Șoldănești.